prezenți la sunt solicitați mai multe locuri. Așadar, avem o recomandă editorial o lansare a poveștilor despre Cluj, volumele al 6-lea și al 7-lea, 2020-2021, care nu au fost lansate din cauza pandemiei. Avem o lansare unor două volume din istoria Clujului de Iovele, în prezența distinsului nostru prieten, istoricul Ocio Varga, de la Academia Română, care a tradus și a editat aceste volume și care continuă să tradeze și să editeze o operă foarte importantă pentru istoria Clujului. Și avem de asemenea lansarea site-ului, prezentarea site-ului istoria Clujului.com, da, care este realizat de o echipă extraordinară de tineri istorici, foarte tineri istorici, de la Colegiul Național George Palițiu, totul în prezența partenerilor noștri de la Institutul Școala Ardeleană, probabil cea mai bună lectură din Cluj, probabil. Aș vrea să vă spun că volumul, nu mai știu care volum din istoria Clujului, deja s-a epuizat, așadar nu ratați calcul de către al Institutului Școala Ardeleană, care se află aici în această sală. Pentru a ne spune, a ne introduce în contextul în care ne aflăm și pentru a ne transmite mesajul său după 2 ani de întrerupere a primirilor, îl invit aici la microfonul de președintele Asociației Vechiul Cluj, Sebastian Iasu Cunoca. Bună seara! În timp ce vorbeam cu totul cu voi, stăteam și mă gândeam ce să spun, sau ce s-au întâmplat în ultimii 9 ani. Acesta, practic, este al 9-lea an de povesti despre Cluj. În primul an nu am spus în volum, am scris doar din a doua ediție. Practic, anul acesta am început de-a 8-lea an de povesti despre Cluj. Recunosc că m-am dus acum în spate la masă și am văzut că am umplut masa de cărți de povesti despre Cluj, istoria Cluj și de descoperit ceea ce am lucru extraordinar. Asta înseamnă că ne-am atins scopul. Și cu această cale, va părea și volumul celălalt, pentru că deja primăria și Consiliul Local ne-a ajutat și anul acesta ca să mergem înainte și asta e un lucru foarte, foarte bun. Povestea despre Cluj a început acum 9 ani, când la o discuție cu Tudor Sărăgean, am zis, hai să încercăm să facem, să lăsăm urme scrise despre ceea ce înseamnă istoria Clujului, pentru că știam deja că există o mare foame de cunoaștere a istoriei Clujului, dar nu a existat din punctul meu de vedere, așa, ceva mai incisiv în care să lăsăm ceva scris, să rămână ceva scris. Sigur, au fost câteva cărți foarte bune pe care am citit și eu și le-am în casă. Dar am zis că trebuie să mai existe și alte lucruri despre istorie, despre mâncare, despre oameni, despre obiceiuri și așa mai departe. Nu numai nu istorice, să zic așa, ci un pic și etnografice, ca să zic așa. Al doilea proiect al nostru de descoperire Clujul, început acum 5 ani, sau peste al șaselea an, va apărea volumul 6, mai bună, mai serios, în scopul lui că aș dori să trăiesc în termen de tradus această carte, pentru că la prima estimare, cu 5 ani, deci am fost de 15 ani, între timp, se pare că am ajuns la 21, dar Oti mi-a promis că va găsi o variantă să o terminăm mai repede. Dar mai în urmă, cel mai zis, păi și ea, că vele că a scris în 20 de ani. Da? Dar nu trebuie să o traducem un pic mai repede, dar poate să vă ocupa să vă mulțumesc chestiunea asta. O carte foarte importantă, istoria Clujului, iar cu vele. Am aflat chestii foarte importante la ultima lansare, de exemplu, că a fost membru societății Astra din Sibiu. O carte foarte importantă pe care mulți au citit asta, o citează, dar ea nu a fost niciodată integral tradus în limba română. Și, deși nu suntem la o lansare de Sfântul Clujul, vă anunțăm că avem și un mic proiect anul acesta care are legătură și cu redescoperirea Clujului. Ghidul nostru, care în 2 ani a fost făcut de domnul profesor Șoșa Ghieri și a mulțumit pe această cale, de-al doilea
În continuare, o altă abordare a fost domnul Cosmin Rusu. Au fost patru ghiduri extrem, extrem de interesante pe care vi le recomand să le citiți. Ele sunt bilingve română-engleză și acum vine continuare. Vom începe să le traducem în maghiară și germană. Pentru că să nu uităm că Rusul este un oraș multicultural și merită să fie traducere în cât mai multe limbi. Așa că noi o să începem să le traducem în maghiară și în germană în faza următoare și sper că acele patru ghiduri să le traducem integral până la final în maghiară și în germană. Urmând ca la final, cu ajutorul editurii Școala Andreleană, cărora le mulțumesc pentru că au fost alături de noi atâția ani și sper să fie în continuare, vom reedita aceste ghiduri redescoperind lucruri în cele patru limbi. Să vedem ce format se va alege. Deci, avem trei proiecte extrem, extrem de importante, care deja și-au atins maturitatea, la care rezultatele se văd. Le mulțumesc tuturor autorilor, nu vreau să zic X, Y sau ceva de genul, dar vreau să zic tuturor autorilor, tuturor implicați în aceste proiecte, pe care eu le consider o reușită și, de fapt, lumea, cititorii consideră până la urmă o reușită. Și cât dețin paramalele, vom continua aceste proiecte. Că până la urmă, dacă nu le facem pentru cineva, ele n-au niciun sens. Am să-i las pe cei care au scris. Sigur, avem un moment ce am trăit tot în ultimul an, sperăm să nu mai trăim vreodată cu pandemia asta, pentru că, practic, ultimele două volume și că le-a traducerea istoriei de lucruri la curând de trecut, deși s-au pus în vânzare și au apărut, ele nu au fost lansate. Așa că domnul Sărăcean a avut o idee extraordinară ca astăzi, în noaptea muzeelor, să lansăm aceste cărți și să le dăm publicului, să le mai informăm încă o dată pentru cei care au aflat proiectele continuă și sperăm să aibă succes în continuare. Atâta timp cât drujenii pot, ele vor avea succes, fără discuție. Mulțumesc tuturor, mulțumim primării și Consiliul Local pentru că ne-au ajutat să fim serioși, fără sprijinul autorităților locale, asta nu era posibil, și să mergem înainte cu proiectul. Mulțumesc frumos! Prima întâlnire din cinci profeți despre curs, să aibă loc în aceeași zi cu lansarea unei cărți memorabile a lui Vladimir Alexandru Costadievici, profesor la Colegiul Național George Valințiu, care iată vine astăzi cu tinerii săi istorici, pe care îi pregătește de ani și ani de zile, istorici care au realizat un lucru cu totul deosebit. Nu face parte din proiectul vechi, dar dacă ne gândim la Vechiul Cluj, toți cei care se ocupă de așa ceva au legătură cu proiectele noastre și, din punctul de vedere, orice proiect bine gândit și destinat unei mai bune cunoaștere a istoriei locale trebuie să fie susținut. Vladimir Alexandru Novosarbievici și tinerii istorici de la Colegiul Național George Valințiu. Să rămâi la doamna domnișoară, la sala domnilor, după cum au spus și antevorbitorii mei, domnul Moga, domnul Sărăcean, ne-am adunat aici iubitori ai acestei curbe și a întâmplărilor care s-au perindat în frumosul oraș. Tot vorbim despre o istorie a Clujului, despre o cunoaștere și văd că odată cu acest proiect care a vorbit, și nu e păcăreat, de 3 aprilie, a fost 2014, noi nu am păcărit Clujul, noi, mă refer la toată echipa care a lucrat la acest grandios proiect. Din potrivă, cred că s-au adunat mai mulți spații, mai mulți cetățeni care doresc, în adevăratul sens al cuvântului, să-și cunoască
localitatea mea de Cluj. Indiferent că sunt născut în Cluj sau că lucrez în Cluj. Asta nu are nicio importanță. Lumea care știe, nu e un secret, eu, în cadrul Colegiului Național George Baniciu, fac de expediții istorice de explorare a lucrurilor noastre. Sunt niște expediții care le îmbogățește copiilor și cunoștințele despre Cluj, dar are și un rol civic care trebuie format de mici, de tânări, ca apoi să fie fructificat la o vârstă proprie. Spun lucrul acesta pentru că o societate civilă are ca o condiție sine qua non și niște locuitori care cunosc urmea, o respectă și o pot chiar iubi. În punctul ăsta de vedere, am avut oportunitatea să fiu incinte la o clasă, acum sunt clasa 7-a zbănicior, clasa 5-a, matintea 5-a, inițial nu duceam pe puștani ăștia, țățarii ăștia, la expediții de Cluj. Făceam cu clasele mai mari. Și am văzut că așa o experiență. Foarte, foarte receptivă au fost. Dar, între timp, cum știți foarte bine, doamnelor, domnilor, a venit această pandemie, care a încurcat multe. Dar spre lauda lor, și aici, pe urmă, să le dau cuvântul, că pe mine m-ați mai auzit, la inițiativa, o să-l prezint din aici, pe managerul acestui proiect, pe Andrei Petrușorul, băiat foarte talentat, mai ales, nu numai din punct de vedere al pasiunii pentru Cluj, dar și al abilităților sale de informatice. Și de asemenea, colegii săi, acum nu sunt toți prezenți aici, dar pe lângă Petrișor Andrei, vreau să o amintesc pe Pașca Alexandru, pe Frenț Manis, pe Pecar Ioan, pe Mesaros, dar să știi că sigurul la Mariana se face și vorbim în fine, asta e altă treabă. Purtătorul de cuvânt Darius Vișan și, bineînțeles, mai sunt și alții, dar ei nu sunt prezenți aici. Deși sunt emotiv, mai ales acest manager, cum îi spun eu, al acestui proiect numit Istoria Clujului, este un proiect cu mai multe referate pe care reprezentanții clase copii care sunt aici au minim 10 de grade, cu diverse obiective ale Clujului. Andrei Dragă, știu că ai emoții, treci la microfon, hai că stau în spatele tău să te susțin din toate punctele de vedere. Vorbesc publicului care te interesează la vârsta lui matură de trecai. Cam așa. La microfon, Andrei. Este de la platformă pe care am care poate cât mai multe informații despre istoria. Cum te-ai gândit la proiectul ăsta? Platforma în sine, referate, video și poze, făcute de mine și de colegii mei. Domnul Dereci, de două seara, de ne duce prin oraș, iar de pe care ne duce prin oraș, noi le registrăm, iar după ce le registrăm, transformăm registrările în referate, care ulterior le pune pe sat. Andrei, dacă l-am microfon, te l-ai dat, s-o spune. Mai bun e la... Da? Mai bun. El vorbește mai bine dacă e de toate că vrea să vorbim. Zi. Site-ul conține mai el. Site-ul împărțit pe rubrici, de exemplu, piață, muzee, personalitatea Clujului, palatele Clujului și alte. Sper că mai multe lume să intre pe site și să folosesc. Să folosesc. Să fie mai bine. Ai dat adresa asta? Ca istoria. Da, mulțumim, Andrei. Data viitoare. Pașca Alexandra, o domnișoară foarte isteață și foarte descurcăreață și o mare foarte
spediți spre Cluj. Și are și niște referate foarte frumoase pe care am zis să le păstreze. Domnișoară, ai venit. Mie personal, în mână mea, călătoresc, ca să văd lucruri noi și să învăț lucruri noi, așa că experiențele cu domnul dirigente mi s-au părut foarte interesante, iar când Andrei a venit cu ideea, vreau să fac un lucru, când Andrei Bucan să scrie date, i-am făcut un lucru și le-am făcut. Experiențele mi se par foarte interesante și sunt mult mai bune decât să învățăm manual, doar să repetăm și să nu reținem nimica. Mai bine facem expediții și reținem multe lucruri despre Cluj și eu personal am învățat foarte multe lucruri pe care nu le știu. Mulțumim, Alexandra!
să lucrez mai tare, să fiu mai scurt, să încerc să pigmentez ceva, să fie mai atentă. În primul rând, dragă domnule director, probabil, nu știu dacă suntem cea mai bună editură din Cluj, dar cu siguranță suntem cea mai bună din Transilvania. Asta e clar. De fiecare dată când vin la lansarea acestor cărți despre Cluj, mă gândesc la acel banc. De unde ești poate? De lângă Turcă, dar de unde? De lângă din Cluj. Cam așa suntem și noi cu aceste povești de lângă Turcă. Și consider eu că aceste cărți sunt reprezentative pentru orașul nostru. Cluj este frumos și avem nevoie de poveste. Avem nevoie de idei să păstrăm memoria, dar memoria trebuie povestită. Nu există istorie fără poveste. Istorie e poveste reală, povestită. Asta e altă discuție. Legat de povești despre Cluj, autorii, în primul rând sunt autorii noștri cu care sunt pomeniți, dar eu văd ca personaj principal al acestei cărți, a cărților despre Cluj, este orașul nostru drag. Și în primul rând, cum se spune eu, autorii sunt toți slujenii. Și apoi, prin reprezentanții lor care sunteți dumneavoastră pe copertă și în cuprinsul acelor cărți. Legat de istoria Clujului, avem o copere, visez și eu la biserică să vedem într-o casetă toate aceste cărți, istoria Clujului, într-o casetă frumoasă, sper să vină vremea când într-o ediție de lux să lansăm istoria Clujului integral. Ce e interesant, nu știu cum n-ai ajuns la spitalul de psihiatrie de OTI, să traduc și exact de prin pandemie textul, capitolul, cartea din istoria Clujului despre ciuma din Cluj, cea mai mare și gravă ciumă. Îl fermice pe OTI-ul biciului Clio, Doamne Dumnezeu, deci Clio Mus, de genot Clio, și să meargă înainte. Așteptăm lansarea integrală a istoriei Clujului și va fi o ediție frumoasă. Cea mai prevestită a trecut, dar nu e locul aici. Trebuie spus că recentul volum povestește despre Cluj. Este un capitol fain scris despre cei care au muncit la Cluj, capitala europeană. Într-o lume ca noastră, care trebuie să premiem pe cel slab ca să nu supărăm, noi am pierdut. Deci, la noi trebuie să câștigăm. Ăsta e adevărul. Clujul a fost la Rusie. Timișoara nu. Asta nu contează, nu mergem înainte, fără, chiar dacă nu suntem, să nu ne legem vremea. Clujul chiar este o capitală culturală și se va vedea asta în viitor. Am mai fi de spus ceva. Neapărat într-o țară, într-o România în care începem frumos și terminăm dramatic, este un lucru extraordinar, în primul rând, că acest proiect continuă și că an de an apare apar cărțile în cadrul acestui proiect realizat de Petru Cluj. La noi a avut un ziar, primul număr, nu știu cum număr scria pe ziar. Cam așa încep foarte într-o proiectele, dar nu contează foarte mult cum merge. Consider o mare realizare, o mare calitate că aceste lucruri merg. Am raportat de la editură la colaborarea cu asociația și cu autorii și colaboratorii și coordonatorii acestei cărți. Deja evoluăm, am trecut de la etapa de recercări regulamentare, am trecut că ne cunoaște fiecare greșeală și le reparăm mai repede. De exemplu, știu ce probleme sunt în aceste cărți deja de 7 ani și știu exact unde trebuie să
să le caut, să apară aceste cărți într-un bine făcute, bine realizate, bine tehnologizate, bine redactate. Și trebuie să închei cu un poem din recitatul Alexandru Vlad. Cluj. Clujul e orașul care îi simt lipsa oriunde m-aș afla. Și când mă întorc, o simt și mai tare, ca dovadă că sunt acasă. Alexandru Vlad. Vă mulțumesc și vă așteptăm să cumpărați aceste cărți. Cu siguranță de dumneavoastră le aveți, dar cumpărați-le să le doriți, dar e cel mai frumos cadou. Un alt lucru interesant am văzut și cu asta închei, că un cititor din Galați, altcineva din Mamucruz din București, unii din Constanța, cumpără aceste cărți. Și ne-am interesat, am vrut să fac așa un sondaj. Nu sunt clujeni cărți. Oamenii care sunt interesați, le-au plăcut Clujul, au auzit despre Cluj, au citit despre Cluj și vor să citească în continuare. Au prins, au pus mâna pe primul volum, pe al doilea și doresc în continuare celelalte lucruri. E o treabă foarte importantă aceasta. Felicităm vechiul Cluj, care ne aduce în actualitate întregul Cluj. Nu vă doresc să aveți grijă de dumneavoastră, pentru că știți să aveți. Vă doresc să aveți grijă de Clujul acesta și să povestiți în continuare. Mulțumim! Care o am, că văd în fiecare an câte un volum publicat,
poezie care vreau să-i trimit un domnul în afară și m-am întrebat dacă ce nu citește în maghiară. Înțelegi că acum, dacă este și foarte bine limba maghiară, ar fi mai interesant și mi-a spus că el așa ceva limba maghiară nu citește, pentru că e foarte greu și înțelege pe mine istoria atunci când citim în limba română. În consecință, eu o care din acest punct de vedere este Thank you.
Eu o să renunț să vă scriu în continuare, numai că am zis. Poate că e mai bine, dacă mi-e interzine ceva, să nu fiu nevoit să trec. Da, vreau să remarc și faptul că această inițiativă este una extraordinară. Aceste cumva oameni cu jertfe, dar și mai au nevoie de astfel de povești și de spectruri. Eu, personal, am scris un articol despre restaurația cu numele rigoare, restaurația regelui Carol al II-lea din 1930. La momentul respectiv, acesta era infinat după ce renunțase pentru a doua oară la tron din dragoste. Toată lumea știe, probabil este unul dintre singurii monarhi europeni care a făcut asta. Bun. Este foarte interesant pentru că el a plecat de undeva din Germania cu un biplan pilotat de NASA la aerului și a reușit în cele din urmă să ajungă la lume, fără să aibă acceptul guvernului țărilor de atunci. Bun, sigur, el a atenționat forțat undeva în zona județului Bihor și de acolo a fost recuperat de un capitan de aviație ce a plecat de aici de la Cluj, din anii 20, de aici la Cluj avem un aerodrom. Inițial a fost doar un aerodrom militar și din anii 27-28 acest aerodrom militar a început să facă și curse interne, chiar din 1928 am citit de acolo unul primele curse interne și mai apoi curse internaționale. E bine, acum revenim la proteste după această paranteză, la fost a fost adus la Cluj, plecat într-o uniformă de general de aviație și nu s-a autorizat. E bine, acolo elita politică a fost luată prin fiptive, pentru că asta a fost o acțiune iconică, da? Foarte puțin oameni au știut, dar în cele din urmă această restaurație a avut loc, mai ales la politice propriu popular, pentru că oamenii în vremea respectivă aveau nevoie de salvator. Aveau nevoie de salvator, de contactive economice, adică bunăstarea pe care o produse țărănii, la vremea respectivă 80% dintre români locuiau în mediul rural. Da. Bun, vă spun mai multe, vă dați să descoperiți Restul Poveștii, în volumul 6 al seriei Poveștii Răspre Cluj. La final vreau să le mulțumesc celor care m-au primit de voastră cum ați ascultat, da? Și la doilea rând vreau să le mulțumesc colegilor care Prieteni, mă mulțumesc.
prietenul nostru Mihai Rodan, la fel de asemenea, tot un material, a fi în urmărul din 2025, în urmărul a fost în salvarea lui
să nu le luăm în seamă de multe ori trecem în sacrificat la Catedrala de București. Și remarc cu satisfacție în ceea ce privește turul cel puțin. Am început să ne reacem aminte de cei dintre noi care au avut această comunitate, fie că este vorba de la Ferenț, fie că este vorba de partea română în Ia, de Iu, Osu sau de Nicolae Ivan. De ce spun asta? Pentru că în ultimii 30 de ani, noi ca și popor am uitat de acest lucru și este o carență noastră, din păcate, în toate urmale orașe, observăm că nu avem o imagine sigură în momente în care să ne aducă aminte de toate aceste personalități. Din fericire, în ultimii ani în Cluj, am remediat această carență și, din toată zona centrală, este încălzită astăzi de chipurile celor care au făcut ceva pentru această zonă. Spun, spunea domnul profesor de primul episcop de Dumnezeu Modernă, pentru că tot adunați au existat două scaune episcopale, cel de la Ferenț, care avea ce-a fost pentru ea din lumea de Sfântului Cepală, pentru 10 ani, și cea de la Dumnezeu de la Fat, episcopul de acolo a fost în parte din scaunul de Dumnezeu Moldovei, ca să spunem mai bine. Nicolae Ivan, s-a născut în Dumnezeu și a încercat înființarea unui scaun atunci, de-abia, ca să spun așa, decizia Sfântului Metropolitan de la Sibiu, cu două propune, la Cluj sau la Deci, în funcție de cum această propunere era aflată de autoritățile Cluj. Ulterior, acest lucru nu s-a materializat decât în 2019, când Cluj l-a devenit mai de alegatul României, și de numele în ultimul volum, cel pentru 2021,
istoria acestei biserici, am reușit să regăsesc textul imnului nostru. Veți găsi acolo toate datele, vă pregătiți să vă spun mai mult, acolo e numit primul moment și vă invit pur și simplu să citiți cărțile. De asemenea, voi să vă prezint, dar probabil cu altă ocazie, un film realizat despre istoria acestei biserici. Vă pregătiți să vă povestesc și despre oamenii simpli pe care i-am identificat acolo, oamenii miștoți care au spus istoria, cum ar fi, spre exemplu, Ferecan Ioan Aventura, pe care doresc că nu se mai amintește nimeni, numele a fost Wendy, dar este cel care, în 1946, în mai, l-a salvat pe viitorul mitropolitul al Clujului, reușind să aducă și să ascundă în propria sa casă, iar încercă să-i facă o colină în brava Clujului și să-l încătească acolo, iar în ceea ce privește alimentarea cu hrană și cu știri, lui referință fiului Sfânt de 9 ani, care nu era înseamnă de organele de trei, dar e faptul că se jucau copiii de o copiii de acolo prin Tuleană, prin Tăvâre, și astfel reușesc să se strămoare fără a ridica hărbile, să ajungă să ducă informații și hrană prin oameni. Veți găsi toate aceste date în tema pe care dacă veți afară și despre o fază care bine nu se mai aduce aminte, vă vedeți dintre dumneavoastră sau foarte puțin, așa că și veți mai avea ține că Isusul, lăsat limba de moarte și prin testamentul anului, trebuie că fiind drept, urmă prin 19, în timpul templului. Vă mulțumesc, vă doresc o pregătire și vă rog să citiți cărți. Mulțumesc! Și Domnului Mai Ciorca și felicităm pentru fapt proiectă foarte interesant pentru cel care este invită. Acum va urma o secțiune a arhitecților și a către arhitecții ordinari din trei generații diferite. Dăm cu început, așa era ordinea comun, am să le invit pe contractul de pe Dan Flin și Alice Oprică. Dan a fost cel care ne-a gândit o întâlnire chiar în condiții de pandemie. În festivalul Vamos a la Baia, pe care un arhitect adevărat îl organizează, împreună cu singurul partener de afară. Dan și Alice, Dan Flin și Alice Oprică, au scris despre Forma Foia, despre festivalul de și evenimentele de festivalul Foia, iar Alice Oprică, pentru cei care știu, este câștigătoarea concursului de soluții pentru extinderea parcului etnografic, care acum să facem schimb de informații. Vreau să spun că acea
ce am avut de venire, vorbește despre Bruș, nu fac decât să completez acest mozaic uriaș, pentru că el aduce cam cam deja aduce acele momente ale istoriei pe care nu le regăsiți în nicio altă de carte. Am să încheie partea asta, dorind să reașintesc un nostalgie și sper că mă aude și Victor, Sartă, și speriți după întâlnirilor din poveste să cunoști. Adică, sigur, cărțile sunt nemaipomenite, nu se le parcurge acasă în liniștea apartamentului, dar domnilor, Tudore, Sergi, Victor, dorim să ne reîntâlnim în poveste. Așa, nu mai trebuie să aștepte, dar uite, ne putem întâlni parte în urmă. Mulțumesc, Alin. Să recunosc că s-au făcut niște pași. Mă rog, și această
ce înseamnă mult mai mult. Deci există această orientare, există dorința de a comunica asupra feței de vers, există dorința de asemenea a încuraja comunitatea de și așa mai departe. Am vorbit de spații vers care au fost la liberațiunile române și trebuie să spun că din păcate Clujul în anii 70 era în urma altor orașe ca suprafață pusă la că acest decalaj n-a fost încă recuperat și mai trebuie spus că e vorba aici nu numai de spațiu verde în general, ci e vorba de spațiu verde pus la dispoziția consumatorilor. Ori aici, Uniunea Europeană, în 2007, ne-a atras atenția că a trebuit să crească această suprafață pe capul locuitor la 26 de metri. Noi suntem în momentul de față la 11 metri. Deci efortul trebuie să fie apreciat tot ce a făcut domnul primar și mai ales cât acele concursuri nu mai apreciate la soluție de promovat cea mai ieftină, care o mare construirea în nivelul național, ci și altă de atunci într-adevăr ceva pentru un credit acela mai departe. Să credem că aceste de altfel, în parcul este impus de plajare, cercățuia iar urmează, plajare, așa zis, a grădina, grafiturilor și altă. Dar, revenind la ce spuneam, orașul de mâine, trebuie să atrage atenția că s-a observat după 1990 o creștere foarte rapidă asupra feței ocupate de orașe, respectiv față de perioada anterioară de vreo 2 ori și jumătate, în timp ce populația nu a trecut 1%. Deci înseamnă că trebuie să fim atenți, nu gospodărim acest pas. De asemenea, dacă facem un raport între cât metru pătare consumului istoric, deci în această trecere orașului, că se consumă mult mai mult decât se consumă la nivel european. Ori, Uniunea Europeană ne-a dat atenție. Domnilor, cum s-ar trebui la dezvoltarea orașului? Pentru că această extindere în teritoriu înseamnă o diminuare a statului de un oraș, înseamnă să ne îndepășăm de un oraș ecologic. Ori, în momentul de fapt, orașul ecologic este o prioritate și aș vrea să cred că mass media vin această facilitatea pe muzeul fotografic, ar trebui să deschidă porțile pentru dezbatere și s-a venit această administrație să dea seama că nu se poate merge pe improvizat în această că trebuie să depășim avem ceva și să facem în așa fel încât generațiile viitoare să nu ne plece. Mersi. Mulțumim, domnule profesor, mi-a dat întotdeauna autor, îl invit la microfon pe Mihai Fomin Hașan, care ne-a fost alături de foarte mult timp și care ne va spune lucruri foarte interesante și apoi domnul chiar tactic cu președinte sau directul general al președintelui, tot ce a fost fondatorul Asociației Centrul Cultural Cujan, Ștefan Deșan. Mihai, cum e la asta? Mulțumesc, e mai puțin cunoscută, dar este la cancelație.
care a aparținut unui report al Beliviului Maniului în și care a fost unul dintre mai și de următoare casei în care a deci cel care l-a lansat pe Beliviului Maniului să tragă varma și să rămâne. Avea această revistă Carpați, funcționat în 1947 în a fost desfințat în 1947 din păcate, el a fost dat de la avocat, a fost dat de din Baroi, a reușit să se descurce cu membru Andrei Bram și chiar a luat la un dat pensia, deci nu se era o pensie funcția de care a fost de la avocat. Revista Carpați a fost singura revistă de acest gen din România. Mi-a spus primarul Alexandru Cerescu Voinești, am spus și Păstorel și alții, iar Ionel Costea a fost cel care a sponsorizat pe lista de Dumnezeu. Și atunci, săracul, după 1940, a avut tot felul de probleme. Revista funcționa pe strada Regina Maria, care este Bulevardul Mărilor, la numărul 36. În 1945 s-a întors din exilul de la Sibiu, a reușit să mai scoată 2 ani de revista, pe ultimul după din noiembrie 1947 a anunțat un ceartă și în 1947 era cititorul să răspundă banii pentru abonamentul ăsta să poată să achite notele de plată care au destul de mari și în final în 48, n-am mai avut norocul să. Despre asta a fost, să spunem, ultimul număr despre revista Carpați, o revistă despre regine egiptice și pescuit, care a avut un destin tragic, dar fel ca și cel care a salvat. În rest, sigur, ce are numele, am spus despre diverse alte chestiuni. Țin să mulțumesc cu mine pentru aici în față, în sentii și să scriu câte ceva mai multe despre orașul care creină forță. Vă mulțumesc pentru pentru că știam că ne putem întâlni, noi ne-am gândit că pe edițiile din 2020-2021 să vorbim despre proiectele Cujului și nu neapărat doar despre reușite și despre nereușite care ne-au gândit dar care trebuie să ajungă în dezbatere și Vasile Dându spune aici, la un moment dat, oameni care cineva va citi istoria acest oraș și va vedea că orașul Cluj a pierdut și este de putere culturală europeană, își va spune că probabil n-a meritat să câștige, ceea ce este evident că putem să spunem că deschis o activitate. Dar, despre aceste lucruri, aș fi vrut să fie și Dorin Oroșanu, se pare că n-are o să ajungă, însă avem alături de Ștefan Teișan, președintele acestui reprezentant al Cercului Cultural Jujan, ne-a spus că aici președintele Ministrilento, în schimb, recunoaște că este ilustru. Ștefan Teișan, te rog, spune despre proiectul cel mai mare. Este specific ca să-l și anume, prin o aprobare, între organizații.
să am de gând să ne ridic alături de toți colegii mei, unii dintre colegii sunt aici, și după o să care ne susțin la mijloa de sunt de avem de gând să mai continuăm istoria pe care am moșterit, ca să spun așa, chiar în acest an mai vom înființa o deschide primele noastre spații culturale, un muzeu al științei, Thank you.